Salutare dragii mei și bine ați revenit la un nou episod al acestui canal senzațional. Astăzi veți afla cum am reușit să construim o pensiune agroturistică prin fonduri europene. Vă avertizez însă că această poveste nu este chiar atât de idilică pe cât pare la prima vedere. Înainte de a intra în detalii, vreau să clarificăm un aspect foarte important. Fondurile europene par ușor de obținut în teorie, dar se complică pe măsură ce te apuci de treabă. Așa că nu vă înșelați de aparențe și pregătiți-vă pentru un drum nebun dacă urmați acest drum. Pensiunea noastră a primit o finanțare de 75.000 de euro din fonduri europene, iar noi am cotizat cu 15.000 de euro din surse proprii, sau cel puțin așa era teoria. Însă aici apare prima surpriză. Pe parcursul proiectului au apărut tot felul de probleme, iar cofinanțarea noastră a ajuns undeva la 50.000 de euro. Da, ați auzit foarte bine. Acea sumă s-a triplat pe neașteptate. Ce poate fi mai drăguț? Un fleac, 50 de mii. Totul a pornit de la dorința soției mele, care este medic stomatolog și a vrut să deschidă un cabinet stomatologic la țară. Inițial am căutat să atragem fonduri europene prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, adică prin AFIR, dar am aflat că nu mai erau fonduri disponibile pentru acest tip de proiect atunci. Totuși am descoperit un gal, adică un grup de acțiune locală, care ne-a spus că nu mai aveau bani pentru cabinete stomatologice, dar erau disponibile pentru pensiuni agroturistice. Și cum acestea au o mare legătură între ele, așa a început aventura noastră în domeniul acesta al turismului rural. Sau mă rog, aventura ei, că ea a ridicat pensiunea, eu încă nu făceam parte din familie la acea vreme, eu am fost cei drept mai mult spectator. Și așa a început Andreea să construiască pensiunea cu ideea că aceasta va fi și casa ei, la, la fel cum au făcut mulți alții din România. Am auzit chiar că despre un sat întreg lângă Cluj-Napoca care a făcut această șmecherie. Dar realitatea ne-a lovit ca un trăsnet când am realizat că nu era deloc atât de simplu precum părea. La momentul în care am depus proiectul nostru, mai erau alți 11 beneficiari în județul vasului care se confruntau cu aceeași complexitate a obținerii de fonduri europene. Pentru a înțelege cu adevărat dificultatea atragerii de fonduri europene, trebuie să știți că doar două din cele 12 proiecte au fost și aprobate. Da, noi am fost foarte norocoși pentru că am fost selectați, dar mulți alții nu au avut aceeași șansă. Accesarea fondurilor europene pentru o persoană fără experiență antreprenorială uh, poate fi extrem de dificilă. Birocrația este de-a dreptul înfricoșătoare, iar mulți oameni se pierd pe acest drum uh, de proceduri complicate. Și aici intervine a doua surpriză neplăcută. Atunci când te gândești că vei avea o cofinanțare de să zicem 15.000 de euro, descoperi că în realitate suma crește la 50.000 de euro. Puțin reușesc să strângă această sumă, restul de bani necesari. Gândiți-vă că mulți se împrumută de la bănci pentru suma de cofinanțare. Cum ar putea să îți dea banca 50.000 de euro dacă tu abia te încadrezi pentru 15.000? Și uite așa, renunți că nu ai încotro și pierderea este foarte mare pentru că tu renunți într un punct în care deja ai cheltuit foarte mulți bani. Și dacă mă întorc la birocrație, noi am fost foarte norocoși de a avea, eu cel puțin, de a avea o soacră contabilă care se confruntă cu birocrația în fiecare zi. Fără ajutorul ei, poate nu am fi reușit să ducem proiectul la bun sfârșit. Dar nu toți au aceeași, același noroc. Multe persoane se luptă singure cu această povară administrativă. Așa că, dragii mei, dacă vă gândiți să accesați fonduri europene, am o recomandare pentru voi. Evitați construcțiile, șantierele. Concentrați-vă mai degrabă pe achiziții de utilaje, pe aparatură sau, de ce nu, pe digitalizare. Un șantier de construcții prin fonduri europene înseamnă să faci factură pentru fiecare șurubel din șantier și faci procese verbale și ai nevoie de semnături de la nenumărați ingineri în diferite etape ale construcției și ai impresia că etapele astea nu se mai sfârșesc. De asemenea, trebuie să știți că un astfel de proiect impune organizarea unei licitații. În cazul nostru a câștigat o firmă care nu avea muncitori calificați și nu avea nici personal pregătit pentru actele necesare proiectului. Aveau doar dorința asta de a face bani din această construcție. Așadar, în cele din urmă nu prea aveți controlul asupra proiectului și să nu uităm că termenele, termenele sunt scurte și greu de respectat. Dar nu aici se încheie provocările. După ce terminați construcția pensiunii și vă gândiți că ați scăpat de toate cheltuielile, veți, vă treziți cu o altă surpriză. Firma trebuie menținută încă 5 ani. Iar asta înseamnă facturi fictive și eforturi pentru a vă menține pe profit. Trebuie să plătiți un contabil, trebuie să plătiți TVA, iar după cei 5 ani nu este deloc simplu să închideți firma. Pensiunea va intra în amortizare, ceea ce înseamnă că va dura 30 de ani să vă recuperați investiția. Și ca o ironie a sorții, impozitul la primărie pentru o pensiune este de foarte, foarte multe ori mai mare decât aceeași clădire pentru o persoană fizică, de vreo 20 de ori mai mare. Deci haideți să numărăm împreună toate bucuriile și toate beneficiile de a avea o pensiune prin fonduri europene. Acum să recapitulăm puțin. Fondurile europene pot fi o oportunitate extraordinară, dar sunt multe obstacole și capcane pe care trebuie să le depășești. În teorie totul pare ușor, dar în practică ne confruntăm cu birocrație, imprevizibilitate și toate problemele care apar pe parcursul proiectului. Așa că, dragii mei, dacă vă aventurați în lumea fondurilor europene, pregătiți-vă pentru multe, multe provocări și trebuie să, fiți, să aveți un caracter de fier, să nu vă lăsați dobărâți de obstacole. Fiți pregătiți să căutați soluții inventive și să vă uh, adaptați la situații neprevăzute. Și nu uitați să aveți alături de voi o echipă de profesioniști și sprijinul familiei este foarte important ca să depășiți toată birocrația și uh, tot labirintul ăsta al fondurilor europene. Sper că această poveste despre cum am realizat noi o pensiune agroturistică prin fonduri europene v-a oferit o perspectivă realistă asupra uh, provocărilor și satisfacțiilor uh, acestui tip de proiect. Închei aici episodul de astăzi, dar nu uita să vă abonați la canalul acesta Uimitor pentru a fi la curent și cu alte experiențe pe care le-am avut de-a lungul vremurilor. Vă doresc mult succes în proiectele voastre și eu zic să nu vă lăsați descurajați de provocările pe care le întâlniți în drumul spre succesul vostru. La revedere, până data viitoare, vă!